jelly with honey! Fuck yes! Nu există un fan RPG care să nu zâmbească când pronunță Piranha Bytes. În 2001 apărea Gothic, căreia i-au urmat încă două aventuri ce l-aveau ca protagonist pe același Nameless. Deși Piranha Bytes nu a produs partea a patra a seriei Gothic, au reușit să lanseze Risen înaintea Gothic 4, luându-l pe Nameless din Mirsana și aruncându-l într-un univers nou. Ca să nu existe confuzii, specific faptul că nu există nicio legătură între seriile Gothic și Risen, cu excepția producătorului și a faptului că eroul principal nu are nume. În acest nou univers, eroul nostru ajunge în mijlocul unui război între omenire și titanii reveniți la viață. În continuare vom vedea dacă Risen 2 reușește să continue la același nivel aventurile de pe insula Faranga, unde Ursegor, lordul titanilor, a fost înfrânt. Uninvited guests. Mara! Lock upon the warriors I am making for you! Risen 2 nu este prietenos pentru cei care nu au jucat primul titlu. Povestea este continuată cam abrupt. Obții mai multe informații despre ce s-a întâmplat pe Faranga vorbind cu NPC-urile din garnizoana Caldera decât din intro. Pe scurt, l-ai învins pe Ursegor, ai fost salvat din Valor după măcel, Oculusul ți-a distrus un ochi, așa că nu întâmplător arăți ca un pirat, acum ești cu Inchiziția, care este învinsă pe toate fronturile, titanii fac ravagii pe continent, iar supraviețuitorii plănuiesc să fugă pe insule, lăsând continentul titanilor. Totul este perfect. Singura problemă este că planul de evacuare nu poate fi pus în aplicare pentru că oceanul este controlat de Mara, un titan extrem de puternic care evident are planurile personale pentru dominare mondială atât pe uscat cât și pe ocean. Carlos, o veche cunoștință din Faranga, capitanul garnizoanei din Caldera, deschide practic main quest-ul din Risen 2. Se zvonește că există o cale de a o învinge pe Mara, dar secretul este cunoscut numai de pirați. Prin urmare, tu trebuie să devii unul. Patty din Risen revine în forță în peisaj cu povești despre glorie și comori îngropate, dar și despre Steelbeard, faimosul său tată. Aici începe aventura ta din Risen 2, unde trebuie să aduni un număr de artefacte pentru a învinge pe Mara și pentru a asigura o retragere a populației de pe continent. Mara se luptă cu toată lumea, inclusiv cu alți titani. Pirații se luptă între ei, dar și cu Inchiziția, iar Inchiziția se luptă cu titanii și cu pirații. În mijlocul acestui război îți vei începe viața de pirat, vei cunoaște nativii insulelor, vei lega prietenii, vei dezgropa comori, vei muri și vei învia, vei avea propria corabie sau vei controla NPC-urile utilizând voodoo. Tiwaz! Tiwaz Locomoto! Shobo Nimbo Alcala! Mecanica cu care eram obișnuit a fost alterată pe alocuri, de rezolvând quest-uri și învingând dinamici, obții puncte de glorie sau XP. Acestea pot fi folosite pentru a crește în nivel unul din cele 5 atribute de bază. Fiecare dintre acestea are la rândul său 3 talente. Blades vine cu specializări pe slashing, piercing sau throwing weapons, cunning vine cu dirty tricks, thievery și silver thong. De fiecare atribut sunt legate skillurile, care sunt esențiale în parcurgerea jocului. Pentru a le învăța, trebuie să îndeplinești un set de condiții minime și, poate cel mai important aspect, să cheltui o avere. Nu duci lipsă de profesor, dar duci lipsă de bani o bună parte din joc, prin urmare, aspectul ăsta poate deveni frustrant. Recomandarea noastră este simplă, strânge tot, nu rata nimic, vei avea nevoie de bani. Insulele seamănă extrem de mult între ele, dar sunt bine gândite. Mai exact, chiar dacă ești cu harta în mână, vei avea pe alocuri dificultăți să atingi anumite locații. Și pentru că vorbim despre locații, Risen 2 vine cu fast travel, dar nu cu runele cu care eram obișnuiți, ci sistemul de fast travel via hartă. Un simplu click și ai ajuns într-o locație descoperită anterior. Pentru că unele insule sunt întortocheate, o să dai și peste bărci care îți permit să navighezi între diferite puncte ale insulei sau să te întorci la corabie. Ne așteptam să dăm peste diferite facțiuni, fiecare oferind anumite avantaje, iar alegerea de a ne alătura uneia să fie dificilă, să ne facă să jucăm jocul măcar de două ori. Ei bine, Risen 2 nu oferă această oportunitate. În joc există 3 mari facțiuni: Inchiziția, pirații și nativii, iar singurul mod în care existența acestora afectează gameplay-ul este alegerea ta de a aprofunda voodoo sau armele de foc, în cazul de față, muschetele. În ambele cazuri, dezamăgirea este prezentă. Voodoo nu este un echivalent al magiei din Risen, ci mai degrabă are un rol complementar. Sperii câțiva inamici, îi faci să se lupte între ei sau te așezi la oală și mai faci 2-3 poțiuni. Pe partea opusă, utilizarea muschetei scade drastic nivelul de imersiune, transformându-te într-un hobo with a gun.
Noi am preferat sabia și pistolul ca sidearm. Pistolul contribuie cu succes la sentimentul că ești un pirat unscut toate alifiile. Chiar dacă în luptă are un cooldown destul de mare să nu te ajute foarte mult, poți învăța să termini o conversație abrupt cu un glonț în capul celui care te enervează sau poți învăța critical hits și dacă ai norocul de partea ta să schimbi situația în mijlocul unei lupte. Viața este de fapt blood și la îndemână să te pui pe picioare ai proviziile. Acestea îți regenerează viața, dar o fac în timp, așa că salvează des. Mai scumpe și mai rare sunt grogul și romul, care îți redau imediat 50 respectiv 100 de puncte de viață, ținele pentru cazuri de extremă urgență. La acestea se adaugă analgezicele, care îți crește rezistența la diferite categorii de atacuri. Ține întotdeauna la tine măcar un painkiller, pentru că viața sălbatică din Risen 2 este neierătătoare. Un aspect interesant în Risen 2 este faptul că armura nu o mai câștigi avansând în poveste. Aceasta se poate achiziționa de la orice vânzător de profil, dacă ai banii necesari. Poate cel mai frustrant aspect este că nu poți bloca atacurile animalelor sau monștrilor, aspect care reduce expedițiile tale fie la fuga pentru supraviețuire, fie la button mashing sperând că o să supraviețuiești. Primul update pentru Risen 2 a rezolvat aspectul ăsta, deși, dacă stăm strâmb și ne gândim drept, cum naiba să blochezi cu o floretă atacurile unui crocodil? În ceea ce privește realismul, am fi lăsat jocul așa din punctul ăsta de vedere. Pe lângă animalele din junglă, maimuțe, jaguari, pantere sau gorile, mai există o întreagă familie de inamici care sunt sub controlul titanului Mara, crab mutant, sand devil, sunken one sau gargoyle. Inamici umani sunt relativ mai ușor de abordat, chiar dacă în prima jumătate a jocului te umilesc pe toate planurile într-un duel. Până acum pare că ne-am văitat de Risen 2. Nu este chiar așa, pentru că jocul este bine realizat și cam orice minus menționat are un plus. Minigame-urile sunt extrem de reușite și evident sunt inspirate din viața piraților. Avem concursul de băut, de tras cu arma sau chiar o combinație între acestea numită triatlonul piraților. Îți poți dezvolta abilitatea de a flata pe cineva, Silver Tongue, sau de a intimida. Poți bănânăi prin insule căutând comori ascunse sau artefacte care îți oferă bonusuri permanente. Mi-a plăcut extrem de mult faptul că poți să înveți să controlezi o maimuță pe care o trimiți la furat sau pe care o folosești să ajungi în locuri inaccesibile pentru tine. Maimuței se adaugă papagalul pe care îl pot oarecum lansa să-ți țină inamicii preocupați în timp ce tu îi feliezi. Din punct de vedere grafic, jocul este bine realizat, chiar dacă geografia insulelor este extrem de asemănătoare, singurele două variații fiind caldera și insula morților. Vegetația luxuriantă a fost dominată de un bug enervant care o făcea să crească pe măsură ce te apropiai de ea. Am folosit trecutul pentru că problema asta a fost rezolvată cu primul update. Apa arată superb și nu poți să nu te oprești să nu te uiți la bancurile de pește aurii care se sperie de tine. În expediții n-ai cum să nu observi puful de păpădie care trece pe lângă tine într-o bogăție de blururi și lens flăruri sau modul în care lumina făcleii se reflectă în pereții unei peșteri. Cu pantalonii suflecați, în picioarele goale pe nisip, căutând scoici pentru perle, te poți crede ușor pe o plajă din Caraibe. Animațiile și expresiile faciale nu sunt un punct forte al lui Risen 2, însă aspectul ăsta nu deranjează, cum nu a deranjat în niciun RPG al celor de la Piranha Bytes. Pe alocuri am observat o reutilizare a resurselor, mai exact texturi identice una lângă alta sau o peșteră cu aceeași structură, dar trecem cu vederea pentru că nu s-a întâmplat des. Mi-a plăcut în schimb extrem de mult atenția la detalii, uniformele Inchiziției arată superb, iar nativii plini de mărgele mai că te fac să te uiți după o linie de dialog în care să oferezi drângănele pentru ceva aur sau bijuterii. Clădirile păstrează stilul colonial în contrast cu mormintele nativilor sau satele acestora. Lăsând la o parte grafica și gameplay-ul, Risen 2 iese din mulțime prin voice acting. Aici nu ne referim însă la orice fel de voice acting, ci la două limbi noi, care sunt sarea și piperul. Este vorba de limba nativilor și limba gnomilor. Dacă nativii par agresivi și determinați în limbaj, limba gnomilor o să te facă să-ți bagi niște acțiuni în urechi. Mi Luki Luki Dingi Kumpo Nuri Tu Gipi Dingi Homi Plemo Plemo Tini Dingi Gipi Gipi Nuri. All right then, we're partners, fuck yes. Fuck yes! Pirații nu domină prin clișee de genul ar sau ai matey, ci prin accente de efect sau formulări savuroase. În cealaltă parte a balanței, eroul nostru este la fel de energic ca o nucă de cocos ce se odihnește pe nisip. Muzica lui Risen 2 este nota 10, se pupă perfect cu atmosfera și are trece subtile între explorare, luptă sau descoperirea unei locații noi. I hear no lie in your words. The ancestors give me the power to know truth when it is spoken. Risen 2 este un joc care merită jucat, chiar dacă pe alocuri dezamăgește, chiar dacă AI-ul membrilor din partiul tău sau al inamicilor nu este strălucit, Risen 2 oferă o abordare inedită a unei lumi dominate de pirați. Nu am fi crezut că un caracter încălțat cu pantofi fără fundă și care poartă o haină care te face să arăți mai degrabă ca un nobil francez decât ca un erou, poate aduce același nivel de satisfacție pe care îl aduce un erou ce poartă armura unică de pe muntele găinii de fier, mânește sabia zeului suprem și aruncă cu fireballs de parcă scuipă semințe.
În așteptarea Reason 3, pentru că mai sunt titani care își fac de cap pe continent, trimite maimuța la furat 81 de puncte pe care să-i le acordăm lui Reason 2. Fuck yes!